Noi proiecte de finanțare pentru Comuna Ieșelnița. Primarul Comunei, Marius Vâșcă, a semnat un nou contract de finanțare la sediul din București al Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, de această dată prin programul de investiții Angel Saligny. Prin aceste proiecte se urmărește creșterea nivelului de trai al cetățenilor din zonă, cât și promovarea turismului, deoarece are un potențial uriaș. Clisura Dunării reprezintă una dintre principalele atracții turistice, iar faptul că primarii comunelor din zonă se preocupă și depun proiecte pentru modernizarea și dezvoltarea acestei zone, cu un potențial turistic uriaș, nu face decât să aducă beneficii cetățenilor. De data aceasta este vorba despre Comuna Ieșelnița. Primarul Comunei Ieșelnița, Marius Vâșcă, a semnat un nou contract de finanțare la sediul din București al Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, de această dată prin programul de investiții Angel Saligny. Obiectul contractului îl constituie alocarea unei finanțări din bugetul Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației în suma totală de aproximativ 1.500.000 de lei pentru realizarea obiectivului de investiții, realizarea infrastructurii prin extinderea alimentării cu apă și canalizare, strada Salcâmilor, prelungire până pe DN57. În cadrul programului de investiții Angel Saligny mai sunt aprobate două cereri de finanțare depuse de Primăria Comunei Ieșelnița, și anume, realizarea infrastructurii de asfaltare strada Salcâmilor, prelungire până la drumul național 57 în Comuna Ieșelnița, județul Mehedinți, și punte pietonală peste râul Ieșelnița din Comuna Ieșelnița, județul Mehedinți. În acest moment, lucrându-se la finalizarea dosarelor pentru contractare, de asemenea, în runda a doua programului Angel Saligny, au fost depuse două cereri de finanțare pentru realizarea infrastructurii prin extinderea alimentării cu apă și canalizare pe strada Merilor în Comuna Ieșelnița, județul Mehedinți, și demolare și reconstruire pe același amplasament, camera de captare apă și reabilitare, dig de protecție, zonă captare apă 2, sistematizare teren și realizări împrejmuire captare 1 și 2 și de colmatare captare 2, realizarea a două accese în zona de protecție sanitară de pe latura de nord și est, extindere de rețea hidranți suprateran din cadrul sistemului public de alimentare cu apă al Comunei Ieșelnița, județul Mehedinți. Astfel, prin aceste proiecte se urmărește creșterea nivelului de trai al cetățenilor din zonă, cât și promovarea turismului, deoarece zona are un potențial uriaș. Buna colaborare dintre autorități se vede prin numeroasele proiecte implementate.